Intervenție de amploare în această dimineață traficul a fost oprit pe DN1 Sibiu Brașov după ce un tir a luat foc incendiul s-a produs în timp ce tirul se afla în mers între localitățile Avrig și Porumbacu de Jos județul Sibiu După ce alți participanți la trafic au fost martori ai întregului incident, șoferii au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns la scurt timp mai multe echipaje de poliție și pompieri. Mai multe autospeciale au intervenit pentru stingerea flăcărilor, care s-au extins rapid și au cuprins întregul camion. După zeci de minute timp în care pompierii s-au luptat cu flăcările, incendiul a fost lichidat. Din fericire, nu au existat victime. Spre norocul lui, șoferul a reușit să iasă la timp și să se salveze din calea flăcărilor. Zeci de minute însă autovehiculul a fost blocat pe șosea. Totodată, traficul a fost oprit pe DN1 Sibiu-Brașov între localitățile Avric și Porumbacu de Jos, județul Sibiu. Poliția va deschide o anchetă în urma căreia vor fi stabilite cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.